Cristo pode atuar. Pode enviar o que calua. Passa na rua, tá na rua. Vai na rua, vai na rua. E aleluia. Suntem în sate. Izanuanarani Nivilaș. Anduțu. Suntem în satul Anduțu, Misota Bețaca. Și să aruncăm o privire. Salama tupko. Salama ve, yana. Ne rugăm ca oamenii să-L primească pe Iisus în inima lor și suntem bucuroși pentru că am putut să fim împreună cu ei și să le vestim cuvântul. Ne pregătim de zbor. Dumnezeu ne-a oferit în această zi șansa de a predica Evanghelia aici, în locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze mulțimea aceasta de oameni care și acum la plecare ne-au însoțit. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea extraordinară care se face aici, în această țară deosebită. Dumnezeu să binecuvânteze pe Marcel și Ioana Șaitiș, care s-au pus la îndemâna lui Dumnezeu, sacrificându-se pentru de dragul lui Hristos și de dragul acestor oameni care sunt flămânzi după Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare în proiectele pe care ni le-am propus. Amin. Amin. Pastor Daniel, vrei să zici ceva? La un har deosebit pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu să venim aici, în primul sat, care îl avem în plan. Ne rugăm Domnului pentru cei care rămân în urma noastră, pentru evangheliști, pentru cei care se implică. Și totodată ne rugăm Domnului să ajungem cu bine la următorul pas și Dumnezeu să ne ocrotească. Mulțumim celor care se implică și dumneavoastră celor care ați donat din toată inima pentru această lucrare minunată. Glorificați să fie Domnul. Amen. Mulțumesc frumos! Să-ți arăt cum se acoperă cu frunza. Uite, vezi? O faci. Frunza. Aha. Ia.
frumoasă. Acum mergem spre aeroport să luăm elicopterul, să mergem în alte zone de evangelizare. Un drum interesant, malgaș, în junglă. Domnul să ne dea putere și biruință în ceea ce urmează. Și credem că protecția Domnului este peste noi. Am trăit senzații unice, deosebite, și mulțumesc lui Dumnezeu pentru anul acesta pe care mi l-a dat de a fi aici, partea lucrării de misiune din Madagascar. Vreți să binecuvânteze această națiune? Să se întoarcă cu fața către Hristos, pentru că doar acest lucru va aduce nu doar prosperitate, dar și de aceasta este nevoie și binecuvântare. Mulțumesc familiei și aici pentru că am fost lângă noi și de ajuta să înțelegem tradiția și să trecem peste orice barieră culturală ca să putem să pricepem mintea și inima malgașilor. Vreau să se binecuvânteze pentru că sunt oameni deosebiți. Doamne Dumnezeule, localitatea aceasta, locul acesta, Doamne, lasă lumina Ta, harul Tău, îndurarea Ta, mila Ta și iertarea Ta peste locul acesta. Dezleagă, Doamne, legăturile celui rău, eliberează, vindecă și proslăvește-ți numele, Doamne. Tu ești un Dumnezeu minunat, puternic și sfânt și îți mulțumim că Tu ești Cel care ne asculți. Te-am rugat în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumim că Tu ne asculți. Amin. Suntem în botezul este porunca lui Dumnezeu pentru noi și suntem aici să împlinim această poruncă. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care vor intra astăzi în apa botezului, încheind un legământ cu cerul, cu Dumnezeu. Suntem în junglă, în satul Mazuarivu și astăzi o să fie un botez de 40 de persoane. Condițiile nu sunt cele mai propice, dar pastor Daniel Hada... Mă rog lui Dumnezeu ca cei care vor fi botezați astăzi să ducă mântuirea până la capăt, să fie o pildă pentru cei care sunt aici și astfel mai mult să se întoarcă la Dumnezeu. Șansă unică pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o, mulțumim lui Dumnezeu și celor care ne sprijină în această misiune, ne rugăm pentru zona aceasta și fie ca cât mai multe astfel de evenimente să iei parte. Amin. Ce facem cu asta? Le iau eu. Ar trebui să băgați și pantofii. Dar nu mai avem loc. Hai, băi. Nu, a? Ari te n-ai timp pe pule, n-a fătie n-a remat timp pe pule, a? A fune n-a ca tu să le ceva să ai pe pule. Mă n-a bătut să nu ne n-ară n-ai să sana ca nu s-o ne mă. Suntem la doi regi. Nene, ce
Suntem într-unul dintre satele din junglă și îi salutăm înainte de a pleca. Ne-am bucurat de un timp bun, de botez aici făcut. Ar trebui să mai mergem într-o localitate, dar timpul a expirat. Ne-am lungit destul de mult aici și probabil altă dată. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea un zbor plăcut, Dumnezeu să facă ca acești oameni care au auzit mesajul mântuirii să se împace cu Dumnezeu, măcar o parte dintre ei să îl primească în inima lor. Acesta este un mesaj de dragoste pentru malgași, de asemenea pentru prietenii noștri, pentru a se ruga pentru acești oameni. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți! Bucurie pe care nu pot să o descriu prin cuvinte și în același timp o mulțumire sufletească că am putut să iau parte la această misiune pe care Dumnezeu ne-a poruncit să o facem și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta deosebită pe care mi-a dat-o. M-a impresionat tot ceea ce se întâmplă aici, în această țară. Dumnezeu este Cel care mișcă inimi, Dumnezeu este Cel care mântuiește, Dumnezeu este Cel care eliberează și Evanghelia a ajuns până aici, la capătul, dacă vreți, al lumii, dincolo este Oceanul Indian. Vrem ca Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea de misiune care se face aici, bisericile pentecostale, păstorii care se implică. Să vorbesc despre impresiile pe care le-am din această misiune, cea de-a doua, sunt atât de frumoase încât mi-ar fi greu să le cuprind în câteva cuvinte, dar vorbesc de două lucrări care m-au impresionat foarte mult. Una la leprozerie, unde am rămas mișcat, oameni care n-au șansă la viață, să spun așa, dar au șansa vieții veșnice. Dumnezeu le vorbește. Pastori, misionari care se implică acolo, care lucrează acolo, care se duc și vestesc Evanghelia și astfel oamenii aceia, fără șansă din punct de vedere uman, Dumnezeu le oferă șansa vieții. Cea de-a doua lucrare care m-a impresionat enorm de mult este venirea noastră în partea aceasta a junglei,
unde împreună cu pastorul Ciprian Bârsan și fratele Shaitiș, misionarul de aici, și alți doi păstori din Madagascar, am venit în locul acesta, în partea junglei, pentru a vesti sau aduce un strop de fericire oamenilor de aici. Oameni calzi, oameni primitori, oameni respectoși, oameni care sunt gata să primească cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut lacrimi, am văzut oameni care s-au rugat, oameni care și-au predat viața, oameni care l-au mărturisit public, să zic așa, pe Dumnezeu, pe Iisus, și au intrat și în apa botezului. Una din experiențele frumoase, superbe, pe care am avut-o aici. Aș mai vrea să ajung aici. Nu știu dacă Dumnezeu îmi va mai oferi ocazia aceasta. Dacă nu va oferi această ocazie, mă rog pentru cei care vor veni, ca Dumnezeu să-i folosească. Iar dacă Dumnezeu mai oferă șansa, cu drag m-aș întoarce. Mulțumim celor de la APB care sunt de un real folos pentru familia Shaitiș și care trimit misionari nu doar aici în Madagascar, ci peste tot în lume. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Pentecostală din România. Kuna matata, tukiwa na Yesu, kuna matata.